Binecuvântat să fie numele Domnului. Frați și surori, îl binecuvintez pe Dumnezeu că încă o dată mi-a făcut parte de harul acesta să fiu cu dumneavoastră la închinare. Cu toate că nu suntem foarte departe după distanțele de aici din Canada, venim mai rar la Kitchener, dar asta nu înseamnă că nu mă purtăm în inimă. Sunteți cea mai apropiată biserică după Montrealul din care facem parte de noi, de Ottawa, unde locuim, de fapt în orașul Gatineau. Și sigur că ne bucurăm să avem părtășie unii cu alții. Fratele Iosif mi-a încredințat câteva versete de salut pe care să vi le aduc. Cum vă spuneam și când am fost la convenție, noi locuim în zona de capitală a Canadei, dar suntem membri în Biserica de la Montreal și în fiecare duminică dimineața sau aproape suntem prezenți acolo în biserică și se slujim acolo. Și știind că vin încoace, fratele Iosif mi-a dat câteva versete de salut, fratele Iosif, păstorul Bisericii de la Montreal, din 1 Tesaloniceni, capitolul 3, începând cu versetul 12, spune cuvântul Domnului aici: Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi, ca să vi se întărească inimile și să fie fără prihană în sfințenie înainte de Dumnezeu Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toți sfinții Lui. Un al doilea cuvânt de salut din a doua epistola lui Ioan, aș vrea să o citesc și pe aceasta, este un singur verset, versetul 8. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Doresc din toată inima ca Domnul Sfânt să binecuvinteze biserica din Kitchener, pe mari și mici, pe tineri și bătrâni, pe cei tari și pe cei slabi deopotrivă, pe cei puși în cinste, dar și pe cei disprețuiți, sunt și dintre aceia în biserici, și Dumnezeu Sfântul să vă facă să creșteți tot mai mult în harul Lui. Acum aș vrea să ne apropiem împreună de cuvântul lui Dumnezeu care a fost pus înaintea noastră. Fratele Cornel, păstorul dumneavoastră, mi-a dat libertatea să aleg un text. Am gândit că în vremurile acestea pe care le trăim, este important să vorbim despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Pentru că am văzut că este o mare confuzie. Adică sunt așa de multe păreri, așa de multe variante, sunt așa de multe predici online, așa de mulți își dau cu părerea despre ce va fi și interpretează texte din Scriptură. Și sigur, poate cineva va zice: dumneata, frate Bala, n-o să vii tot cu o interpretare. O să mă mulțumesc să pun cât mai puține interpretări în textele pe care le voi citi și o să lăsăm ca Duhul Sfânt să cerceteze fiecare inimă prezentă. De ce este important să vorbim despre revenirea Domnului Iisus Hristos? Pentru că chiar cred că se apropie acea vreme, acele evenimente despre care Domnul Hristos vorbește cu ucenicii Săi. Sigur că lumea nu se așteaptă la așa ceva. Este chiar un cuvânt în Biblie că atunci când va veni ziua Domnului pe neașteptate peste toți locuitorii Pământului, oamenii vor rămâne uluiți. Prorocul Mica rostește aceste cuvinte: ziua vestită de toți prorocii tăi se apropie, atunci va fi uluiala lor, alucine, a oamenilor care nu se așteaptă ca Domnul Hristos să mai vină vreodată. Un sondaj în Statele Unite, în ultimul an și în timpul campaniei electorale și înainte de campania electorală din Statele Unite, și poate că nu neapărat în legătură cu aceste alegeri din Statele Unite, a fost o întrebare care s-a pus: ce evenimente importante așteptați să se întâmple în viitor? Mai ales comentatorii politici care în tot timpul la news-uri tot dau tot felul de scenarii care se pot întâmpla. Și oamenii sunt întrebați pe stradă: ce crezi că ne așteaptă în viitor? Ce se va întâmpla? Vreau să vă spun, credeam că America este o țară creștină într-o mare parte de populație. S-au rămas surprins, mai puțin de 1%, printre evenimentele pe care le-au spus că s-ar putea întâmpla în lumea aceasta în care noi trăim,
Au spus ei unii, ne așteptăm la un al treilea război mondial. Au spus unii, ne așteptăm la o explozie demografică și să se gate resursele de rană și va fi foame de pe pământ. Au spus unii, ne așteptăm, știu eu, la încălzirea asta globală să producă schimbări majore în climă. Și din pricina aceasta să crească nivelul oceanelor și multe zone joase, coastele continentelor să fie inundate de ape. Ne așteptăm la aceasta. Cei mai mulți, mai puțin de 1% din cei care au fost intervievați, au spus, așteptăm în viitor să se întâmple cel mai important eveniment al istoriei. Revenirea Domnului Iisus Hristos. Aș vrea ca biserica dumneavoastră, a noastră de la Montreal, de la Ottawa, comunitățile creștine care cu adevărat cred în Dumnezeu și în Domnul Iisus Hristos să fie între aceia care așteaptă acest eveniment. Amin. Amin? Sigur, de ce cred că ne apropiem de vremea aceea când evenimentele descrise în textul care s-a citit se apropie de noi? Pentru că cred că suntem ultima etapă a bisericii aici pe pământ. Așa înțeleg eu cartea Apocalipsei, că cele 7 biserici descrise acolo în cartea Apocalipsei sunt și șapte vremi istorice. Ele au fost într-adevăr, au existat în fizic, în Asia Mică, au fost biserici care acum nu mai există din punct de vedere acestui fapt, adică să fie fizic acolo în Asia Mică, dar spiritual ele au continuat de-a lungul întregii istorii și eu cred că trăim vremea ultimei biserici, poate cu influențe încă din Filadelfia. Filadelfia a fost a 6-a biserică și ultima biserică descrisă în Cartea Apocalipsei este biserica din Laodicea. Va zice cineva, de ce crezi că trăim vremea bisericii din Laodicea? Pentru că are câteva caracteristici pe care la celelalte biserici nu le întâlnim. Nu mă refer la această biserică ca fiind biserica apostată, ca fiind biserica despre care nu mai putem spune că e biserică, chiar dacă își dă denumirea de biserică, care s-a depărtat cu totul de învățătura Sfintelor Scripturii. Și vorbim despre această biserică ca fiind din mediul evanghelic, din mediul neoprotestant. Bisericile din vremea noastră, care le-am putea rezuma la acestea, mișcarea evanghelică mondială. Are câteva caracteristici. Spune aici cuvântul Domnului în Cartea Apocalipsei și nu o să predic de aici, numai foarte, vă dau o nuanță. Spune acestei biserici, îi scrie Îngerului Bisericii din Laodicea, scrie: știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. Și spune, biserica aceasta credea despre ea că e bogată, că s-a îmbogățit, că nu duce lipsă de nimic. Și ceea ce era mai trist pentru această biserică, zice că nu știi că ești. Cum sunt? Cum ești, biserică din Laodicea? Deci ea nu știa că e așa. Dacă simt cineva se ridică la amvonul unei biserici și spune, măi fraților, cam lumea a intrat în adunare. Unde vezi, frate Bale, lumea în adunare? Unde? Noi suntem sfinții Domnului. Unii nu văd și nu știu. Aici spune cuvântul Domnului, nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Iau numai două cuvinte. Ticălos, știți ce înseamnă ticălos? În înțeles biblic. Știți ce înseamnă ticălos în înțeles biblic? Uitați, Domnul Hristos le spune o pildă ucenicilor lui și ascultătorilor din vremea aceea. Pilda vierilor, vă este bine cunoscută, un om a sădit o vie. După ce a sădit-o, a încredințat-o unor oameni care să o lucreze, unor vieri. Și apoi a plecat într-o țară îndepărtată. La vremea roadelor a trimis pe slujitorii lui să iei partea lui de profit, de beneficiu din vie, ca în orice business. Biblia spune că cei oameni care lucrau via, care stăpâneau peste via aceea, care o administrau, când au văzut cererea stăpânului, i-au bătut pe slujitori, că unii i-au omorât, i-au trimis înapoi cu mâinile goale. Se repetă scena aceasta de câteva ori și apoi zice stăpânul viei, voi trimite pe fiul, că îl vor primi bine.
Și oamenii aceia au zis, uite, vine moștenitorul, haideți să-l omorâm, să ne rămână via nouă. Ce au făcut cu ei? Cu el? Au omorât, nu? Acum Domnul Hristos pune o întrebare retorică. Ce va face stăpânul viei oamenilor acelora? Ce le va face? Și există verdictul acesta. Pe ticăloșii aceia, ticălos îi va pierde. În înțeles biblic ce înseamnă ticălos? Oameni care sunt în stare să omoare, oameni care sunt în stare să se răzvrătească împotriva stăpânului, oameni care sunt în stare să iei cenuia lor, oameni care sunt în stare să nu țină cont de dreptul legiuite a cuiva care stăpânește peste o proprietate. Dar mai avem în Biblie două expresii de același fel și poate sunt mai multe. Apostolul Petru, în prima lui predică misionară, când ne predică evreilor pocăința, unui popor care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu ca națiune, nu ca indivizi, au fost mulți care l-au ascultat, el zice, și cu multe alte cuvinte, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Și apostolul Pavel are o mențiune despre cuvântul acesta. Zice, în mijlocul acestui neam ticălos și stricat în care străluciți ca niște lumini în lume. În înțeles duhovnicesc ce înseamnă aici în cartea Apocalipsei despre biserica aceasta din Laodicea, că este ticălos, este ca lumea. Lumea în stare să facă aceste fapte. Sigur și nu vorbesc de biserica dumneavoastră, în general de biserica creștină, din mediul evanghelic, am spus. Și suntem și în bisericile noastre, să ne fie iertat oameni de toate culorile. Ei, în biserica aceasta din Apocalipsa, Domnul Hristos are o mențiune. Ca biserică, ca instituție, ca biserică, ca vreme istorică, la această biserică îi spune, pentru că ești așa, o să te vărs din gura mea. Pentru că ești nenorocit. Cuvântul acesta nenorocit se referea în Biblie cu referință exactă la oamenii care erau robi. Cum a fost poporul evreu în Egipt. Zice, starea nenorocită în care erau copiii lui Israel. Când au fost duși în robie, spune Neemia, am văzut starea nenorocită în care erau locuitorii Ierusalimului. Nu mai aveau țară, nu mai aveau porți la cetate, nu mai aveau bogățiile care le-au avut. Aceste biserici, pe care Domnul o amenință, pentru că ești așa, o să te vărs din gura mea, totuși îi lasă deschisă pentru persoane individuale o ușă. Zice, iată, eu stau la ușă și bat. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva și deschide, voi intra la el. Ei, vreau să vă spun că la nicio altă biserică din Apocalipsa nu spune cuvântul Domnului, nu trimite Domnul în științarea aceasta că el e la ușă. El e la ușă. Și avem în Evanghelia după Marcu mențiunea aceasta, unde cuvântul ne spune, după ce se vor întâmpla toate evenimentele pe care fratele Cornel a citit, și acolo în Matei scrie, luați învățătură de la Smochin prin pilda lui, când mlădița lui se face fragedă și vruzește, știți că vara este aproape. Tot așa spune versetul 29 din capitolul 13 din Marcu, când veți vedea aceste lucruri împlinindu-se, să știți că Fiul omului este aproape și mai spune ceva, este chiar la uși. În biserica din Laodicea, Domnul Hristos nu mai era în interior, era la ușă. În vremea noastră pe care o trăim, poate este în multe familii și în multe inimi, dar în multe instituții, și ați mai auzit dumneavoastră predici, el nu-i mai în interior. În interior sunt multe lucruri care le considerăm creștine, dar nu mai sunt creștine. El e la ușă. Privind la vremurile acestea pe care noi le trăim acum, vreau să vă spun ceva, sunt încredințat că trăim aceste vremuri când Domnul Hristos se apropie, e la uși și se apropie evenimentele pe care El le scrie în cartea aceasta. De fapt, în trei evanghelii ne vorbește foarte explicit despre aceste evanghelii, despre aceste evenimente. Sigur, spun unii, și tare-i plăcut să crezi așa, evenimentele acestea care sunt descrise aici în cartea
În Evanghelia după Matei sau în celelalte evanghelii, cu privire la zilele din urmă, cu acel necaz, cum n-a mai fost altul de la întemeierea lumii și nici nu va mai fi, n-au în vedere biserica. Nu privesc biserica. Că Domnul Hristos le-a vorbit evreilor despre asta. Singura mențiune în Biblie unde Domnul Hristos vorbește despre revenirea Lui în Evanghelii, sunt foarte mulți teologi care zice nu-i pentru biserică, e numai pentru națiunea lui Israel. Vreau să vă spun cu toată responsabilitatea, Domnul Hristos nu s-a adresat națiunii lui Israel. Cu câteva momente, câteva zile poate înainte de aceasta, atunci când se apropie de cetatea Ierusalimului, spune în capitolul 19 cu versetul 41, când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea și le vestește ce o să se întâmple cu cetatea aceasta, cu națiunea aceasta, pentru că zice, fiii tăi, adică Domnul Hristos spune la modul foarte explicit, națiunea aceasta, evreilor, ca națiune, nu m-au primit. Și nu l-au primit. Și nu avea de ce să vorbească în particular cu ucenicii lui ca și cu niște evrei despre niște evenimente care îi așteptau numai pe evrei. Nu avea de ce. Bă, încă vreau să vă spun, când Domnul Hristos vorbește cu ei, cum scrie aici în Biblie, în particular, nu învățături pe care le dă tuturor oamenilor, ci numai lor. Spune aici, el a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. L-au luat deoparte, l-au întrebat deoparte, nu în fața națiunii lui Israel. Și Domnul Hristos când vorbește cu ucenicii lui în particular, de fapt cu cine vorbește? Vorbește cu biserica în devenire. Pentru că credința noastră e zidită pe ce? Pe temelia apostolilor și prorocilor. Pentru că scrie acolo în fapte, ei stăruiau în învățătura apostolilor. Și apostolii au primit învățături de la Domnul Hristos. Amin? Amin? Amin. Și le-au primit ca biserică, nu ca națiunea lui Israel. Chiar apostolul Pavel are o mențiune în Tesaloniceni. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Care e cuvânt al Domnului? De ce zice Pavel cuvântul Domnului? Pentru că el, Pavel, a primit Evanghelia într-un mod miraculos de la Domnul Iisus Hristos. El face afirmația aceasta, că nu a primit-o de la un om, ci prin descoperire dumnezeiască, o luat cunoștință de taina aceasta a Evangheliei. Și pe care a dus-o neamurilor. Și el zice la Tesaloniceni, eu vă spuneam lucrurile astea prin cuvântul Domnului. Adică eu înțeleg prin cuvântul pe care Domnul Hristos l-a rostit pe munte, l-a spus ucenicilor care vor fonda biserica și i-a spus și lui Pavel același lucru. Prin descoperire dumnezeiască. De unde știi, frate Bala, că i-a spus și la Pavel la fel? Pentru că el face mențiunea aceasta, m-am dus la Ierusalim după 14 ani. Un om modest, un om smerit. Și celor mai cu vază, cine erau mai cu vază la Ierusalim? Era Petru, Iacov și Ioan. Cei pe care Domnul totdeauna îi lua mai deoparte, vorbea cu ei și zice, le-am arătat Evanghelia pe care o vestesc eu între neamuri. Aia despre care am zis că am primit-o prin descoperire dumnezeiască. O zis, ei ăștia, mai cu vază, care au fost lângă Domnul Hristos, au vorbit cu el și pe muntele măslinilor și în multe împrejurări. Ei ăștia mai cu vază, zice Biblia, nu mi-au adăugat nimic. N-au zis, Pavele, cu privire la venirea Domnului, uite, noi am primit altfel. A fost același cuvânt. Și cuvântul acesta spus de Domnul aici se referă la biserică. Mai am un argument. În Evanghelia după Luca e detaliat un pic mai clar prima parte a profeției Domnului Hristos despre distrugerea Ierusalimului. Spune, când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că atunci pustirea lui este aproape. Atunci cei din Iudeea se fugă la munți, cei din mijlocul Ierusalimului se iasă afară din el și cei de prin ogoare să nu intre în el,
Căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare ca să se împlinească tot ce este scris. Pentru Ierusalim au fost într-adevăr zile de răzbunare. Ei au primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lor, așa zice cuvântul Domnului. Dumnezeu a avut pentru ei aceste hotărâri scrise și le-a lăsat să fie duse la îndeplinire, măcar că era poporul lui și nu și-a luat mâna de pe ei și mai are de lucru cu ei. Dar pentru că ei ca națiune nu l-au primit și a zis Domnul Hristos, multă vreme ți se va lăsa casa pustie, se împlinește și aici în Luca spune că vor fi vremuri de răzbunare și într-adevăr neamurile s-au răzbunat împotriva acestui popor. Dar este o mențiune și în Marcu. Și vă rog să luați aminte la această mențiune. Spune Domnul Iisus Hristos în versetul 13, la același eveniment al zilor din urmă, apostolilor, veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Cei care susțin că aceste cuvinte spuse numai evreilor vin cu următorul argument. Evreii au fost cei care au fost urâți de toate popoarele lumii. Și e adevărat. Numai nu din pricina Domnului Iisus au fost urâți. Pentru că ei nu credeau în Domnul Hristos. Dar Domnul Hristos la ucenici le spune, voi veți fi urâți din pricina numelui meu. Dacă cu mine s-au purtat așa, dacă pe mine m-au omorât, cu voi ce vor face? Și pe voi vă vor omorâ și pe voi vă vor prigoni. Dacă cu mine s-au purtat așa și cu voi se vor purta la fel. De aia cred că aceste cuvinte sunt valabile pentru biserică. Dar nu-i mai comod, frate Nelu, să credem ce predică teologia engleză, că Domnul Hristos vine în secret, nu știe nimeni când vine. Nu-i mai comod așa. E foarte comod. Ba, auzeam pe cineva spunând, vor fi unii care, dacă ar veni chiar așa cum cred ei Domnul Hristos în secret, înainte de a se începe ultimele evenimente ale veacului, dacă ar veni Domnul Hristos așa, poate că îi va găsi pe unii, știu eu, printr-o vacanță, undeva, într-o insulă, în Cuba, în Caraibe, undeva, în Dominicană, stând la soare. Și vine răpirea, pe neașteptate, pe nespusă masă. Și o să fie un pic supărat că n-au apucat să-și gate concediu. Vacanța. Dar nu vine așa Domnul Hristos. Ba tocmai Dumnezeu îngăduie ca biserica să treacă printr-o perioadă de cernere, de cercetare. Că unii se mai pot pocăi în vremurile acelea grele care vor veni peste pământ. Unii când își vor ridica privirile în sus, când vor vedea ce se întâmplă, când vor vedea că într-adevăr evenimentele descrise de Domnul Hristos o să înceapă să lapede de pe ei tot ceea ce au ca să fie pregătiți pentru venirea Domnului Iisus. Și aud predici, bă, dar Domnul Hristos, Dumnezeu care ne iubește, care e dragoste desăvârșită, o să ne lase pe noi să trecem prin așa ceva? Adică, ca și cum am fi cu mult mai bun decât biserica primară și care a trebuit să treacă prin foarte multe lucruri de felul acesta, dar noi ăștia din secolul 21, care avem totdeauna două inimi și două feluri de haine, una în biserică și alta afară, două feluri de comportament, una în biserică și alta afară, noi nu putem să trecem. Noi nu putem să trecem. Am auzit foarte multe predici și când se citește acolo în Cartea Faptele Apostolilor despre biserica primară, că membrii acestei comunități arhaice își vindeau ogoarele, își vindeau casele, puneau banii la picioarele apostolilor și ziceau, zic unii comentatori, râvnă fără pricepere. Nu le-a cerut Dumnezeu să facă asta. Nu le-a cerut Dumnezeu. Ce ziceți, era de la Dumnezeu să-și vândă ogoarele și casele? Ce ziceți? N-aveți curajul, vă spun eu. Era exact planul lui Dumnezeu să-i treacă pe aici. Că atunci când a venit prigoana cu ocazia uciderii lui Ștefan cu pietre, Biblia spune că s-a dezlănțuit o prigoană împotriva creștinilor. Câți au plecat din Ierusalim? Câți creștini au plecat din Ierusalim? Biblia spune că toți, cu excepția apostolilor, toți au plecat. Și când după 73 de ani a venit generalul roman Titus, fiul lui Vespasian, cu armata romană și a înconjurat Ierusalimul, în Ierusalim nu mai erau mulți creștini. De ce? Că Dumnezeu a avut grijă să-i scoate de acolo trecându-i prin momente grele. Momente grele. Să nu mai ai nicio proprietate. Dar zice apostolul Pavel în Evrei, voi care ați privit cu bucurie răpirea averilor voastre. Creștinii, cei pe care Dumnezeu vrea să-i ducă în cer,
înainte de un eveniment marcant, deosebit, îi trece prin stări care îi pot pe creștine apropia de Dumnezeu. De fapt, să știți că suferința este un mijloc al lui Dumnezeu de a-i desăvârși pe credincioși. L-a folosit și cu Domnul Iisus Hristos. Știți că scrie în Biblie că și El a fost desăvârșit prin suferință? Dar El nu a avut păcat. Dar ca să poată fi un mare preot plin de miră și de îndurare pentru noi, Dumnezeu Sfântul a lăsat și pe El să vadă ce-i suferința și l-a desăvârșit prin suferință. Sigur, nu ne-ar place, dar vreau să vă spun că cred că așa se va întâmpla, că Domnul Hristos nu va veni așa cum foarte mulți cred, în secret, nu va ști nimeni și știu eu, biserica va fi plecată și nu va avea de-a face cu necazurile care se vor întâmpla de la sfârșitul veacului. Și mai vin unii cu o motivație și spune așa, băi, dar unde s-a mai auzit ca mirele să-și bată mireasa? Ca și cum dacă vin necazuri peste oameni, peste creștini, peste credincioși, îi bătaia lui Dumnezeu peste ei. Nu e adevărat. Nu l-a bătut Dumnezeu pe Iov. S-a lăudat cu el în cer. Dar ca să-i probeze credința, l-a îngăduit pe mâna diavolului. Există o biserică în cartea Apocalipsei, Smirna, biserica celor 10 valuri de prigoană, la care Dumnezeu îi spune, iată că diavolul a cerut pe unii din voi ca să vă cearnă. Dar eu n-am să îngădui, scrie așa, zice, tu, și zice, veți avea un necaz de 10 zile, 10 valuri de prigoană, dar ce fi credincios până la moarte, știți voi, da? Cununa. Perspectiva lui Dumnezeu e veșnicia. Spuneam câteva cuvinte aseară la tineri. Perspectiva lui Dumnezeu e veșnicia. Și veșnicia nu se poate compara cu viața aceasta. Dacă am zice, nu, domnule, eu m-am pocăit. Și eu nu trebuie să sufăr persecuții, prigoană, în necazul ăla mare care vine pe pământ, că de-aia m-am pocăit. O zis apostolul Pavel că dacă numai pentru viața asta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, am fi cei mai nenorociți dintre oameni. Dar noi așteptăm fericita noastră nădejde și arătarea. Nu în secret, nu pe furiș, nu în odăiță, nu în pustie. Arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Domnul Iisus Hristos. Aleluia. Poate că unii, când va veni, vom fi cu lacrimi în ochi. Unii vom pribegi prin păduri, cum s-a mai întâmplat cu creștinii. Unii vom fi în închisori, în temnițe. Unii vor fi deja omorâți. Dar Domnul Hristos a promis, păia din groapă, păia morți. Îi va ridica la viață. Și pe aia care încă sunt în viață, îi va schimba la o clipeală din ochi. Dar va face un lucru, primul lucru care îl va face Dumnezeu în ziua aceea. Biblia spune, le va șterge lacrimile din ochi. Așteptați venirea Domnului Iisus? În ce fel o așteptăm? Înainte de a veni aceste lucruri, Biblia spune că vor veni pe pământ încercări și necazuri. Sunt câteva semne care trebuiau să se întâmple înainte de venirea Domnului Iisus. Dumneavoastră le cunoașteți, ați ascultat predici. Evanghelia să fie propovăduită în toată lumea. Trăim astfel de vremuri când astăzi eschimoșii din Antarctica, din Arctica, Antarctica, cum acolo în nordul Canadei, care stau 6 luni aproape în întuneric, care umblă îmbrăcați cu multe haine de blană pe ei, au ocazia să audă Evanghelia. Au Biblii în limba lor, în dialectele vorbite. S-a ajuns pe tribulă din Amazon să se ducă Biblia. Ascultam un comentariu cineva, de ce v-ați dus la sălbatici aceia care umblă goi? Pe în primul rând am vrut să le ducem Evanghelia. Nu neapărat să le stricăm cultura, dar am vrut să le ducem Evanghelia. Evanghelia ca astăzi n-a fost niciodată propovăduită. Dar Biblia spune că ca semn că vine Domnul Iisus Hristos este și lepădarea de credință. Este și faptul că dragostea se va răci. Este și acel eveniment că va veni în lumea aceasta o putere mondială. Unii spun un om proverbial, un lider maxim, care va face pace, va face rânduială în toată lumea. Biblia îl numește Anticristul sau omul fără de lege, fiul pierzării. Și lucrurile acestea, semnele acestea, sunt pe cale să se definitiveze sub ochii noștri. Uitați-vă la popoarele lumii, sunt convins că aveți
TV-uri acasă, aveți computere, vă uitați la news-uri, lumea devine din ce în ce mai neguvernabilă. Veți auzi, a spus Domnul Hristos, de războaie, de vești de războaie. Nu va fi atunci sfârșitul, dar va fi începutul durerilor. Pe alocurile vor fi cu tremure, ciumi. Se intensifică parcă, se aglomerează aceste evenimente apocaliptice care se întâmplă astăzi pe Mapamond sub ochii noștri. Dar cel mai important lucru care se va întâmpla va fi că va veni acea putere mondială numită în Biblie aceasta Anticristul. Unii spun, domne, nu cred așa că biserica va fi aici ca să se confrunte cu Anticristul. Și zic, frate Bala, dacă totuși nu va fi cum cred eu, ce te deranjează pe tine? Hai, nu mă deranjează pe mine, mă deranjează că va fi o cursă extraordinară pentru cei mai mulți creștini. Judecați un pic lucrurile. Dacă cineva crede că biserica nu e pe pământ, atunci când vine acest numit în Tesaloniceni, omul acesta al pierzării, dacă credem așa, dacă credem că biserica nu-i pe pământ, dacă fiara aceea care va impune un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte va fi după ce biserica e luată, atunci orice ofertă ne-ar face autoritățile, orice ofertă, orice ar veni, ar zice cineva, domnule, nu este semnul fiarei. Dar de unde știi? Păi da, biserica nu-i mai pe pământ. Vine un lider mondial care va uni toate popoarele și va impune ca fiecare cetățean al lumii să fie controlat. Poate de un microchip. Și va veni și vor justifica, uite ce este. Dacă facem lucrul ăsta, nu vor mai fi atentate, nu vor mai fi crime, nu vor mai fi violuri, nu vor mai fi furturi. Fiecare om e acolo înregimentat. Îi știm pe toți, îi avem pe toți în computer. Când cineva mișcă mâna, noi știm imediat și mergem și luăm și nu se mai întâmplă ce se întâmplă, să trăiți în nesiguranță. Și vor zice mulți creștini, dar nu este semnul fiarei. Nu este. Că atunci când vine semnul fiarei, biserica nu e mai pe pământ. Și vor fi înșelați. N-am găsit despre nicio altă etnitate în Biblie că vor trece prin ce trece cei care se închină fiarei și icoane ei și primesc semnul ei pe frunte și pe mână. Uitați-vă în cartea Apocalipsei. Scrie în capitolul 14 cu versetul 9, apoi a urmat un alt înger al treilea și a zis cu glas tare, dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiare și icoane ei și oricine primește semnul numelui ei. N-am găsit despre nicio etnitate așa amenințare grozavă. Fumul chinului ei în vecii vecilor se suie înaintea lui Dumnezeu și nici zi și noapte n-au odihnă niciodată. N-aș dori pentru nimeni așa ceva. Și să crezi că biserica e răpită, să crezi că e răpită când vine semnul fiarei și după aceea să te trezești că te-ai închinat. Că ai crezut o minciună care ți-o spus-o alții. Dar aici urmează mai departe versetul 12. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Păi dacă biserica încerce să mai păzească biserica. Aici e răbdarea sfinților. Dar cum va veni Domnul? Timpul trece foarte repede. Cum va veni Domnul? Dacă nu vine în secret, cum va veni? Atunci când Domnul Hristos a înălțat la cer, aici spune Biblia, după ce a vorbit cu ei timp de 40 de zile despre împărăția lui Dumnezeu, în Faptele Apostolilor, în capitolul 1, versetul 9, după ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Și au zis, bărbați galilieni, de ce stați și vă uitați spre cer?
Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Vreau să vă întreb, la cine a spus acești doi bărbați îmbrăcați în alb aceste cuvinte? Națiunii lui Israel sau bisericii? La cine a spus aceste cuvinte? La cei care vor forma biserica, care l-au crezut pe Domnul Hristos, care au fost martorii Lui. Spune Apostolul Petru că el a îngăduit, după ce l-a înviat Dumnezeu, a îngăduit să se arate nu la tot norodul, nu la tot norodul, dar la cine? La cei care vom fi martorii Lui, care am fost martori la lucrările Lui, de la botezul în Iordan, care am umblat cu El, care am mâncat cu El. Și la care ne-a dat misiunea aceasta. Voi stați în Ierusalim până veți fi îmbrăcați cu putere de sus și apoi veți fi martori mai departe. Deci acești oameni care l-au privit cum se înălța la cer și cum un nor l-a acoperit din ochii lor, au primit un mesaj de la cei doi oameni îmbrăcați în alb, de la cei doi îngeri. Pe acest Iisus, cum l-ați văzut? Mergând. Așa îl veți vedea și venind. Un nor l-a ascuns, un nor îl va descoperi. În cartea Apocalipsei, în primul capitol, există această mențiune în versetul 7. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea. Deci nu vine în secret. Și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Da! Amin! Așa e scris! În textul citit astăzi de fratele Cornel, spune același lucru. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Vor vedea pe Fiul Omului. Nu numai evreii. Evreii sunt parte ca și noi la biserică. Fac parte, fac trup comun cu biserica. Ci toți credincioșii care vor fi în viață la venirea Domnului Iisus Hristos îl vor vedea venind pe norii cerului. Că așa o zici, ridicați-vă ochii în sus. La descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui, spun un alt verset din Biblie. Și un argument extraordinar că Domnul Hristos atunci va veni să-și ia biserica și să dea o dignă bisericii. Citesc acel verset din Tesaloniceni, de care foarte mulți teologi nu țin cont. Efectiv, nu țin cont. 2 Tesaloniceni, capitolul 1. Biserica din Tesalonic avea probleme. Trecea prin încercări, trecea prin necazuri. Și Apostolul Pavel le spune în versetul 4, de aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Ei aveau necazuri, treceau prin necazuri. Și chiar își puneau întrebarea dacă nu cumva e ziua Domnului. Dacă nu cumva vine Domnul. Și unii credeau că a trecut ziua Domnului și de aia îi lăsați în necaz și în suferință. Așa credeau unii. Bă, noi am pierdut răpirea. Circulă printre pocăiți multe bancuri de felul ăsta. Noi am pierdut răpirea și după răpire o mai fi o categorie de sfinți și intrăm și noi acolo. Unde se ia în cer, nu știu. Din ce fac parte? Că din biserică, dacă nu mai fac parte, din ce entitate spirituală fac parte, nu știu. Domnul Hristos a murit ca să mântuiască, să izbăvească, să răscumpere pentru Dumnezeu și pentru El o seminție aleasă, un neam împărătesc și o preoție sfântă, una singură. Nu trei categorii. Și aici, în a doua epistolă către Tesaloniceni, Pavel le spune, cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duc, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Treceau prin încercări, vă citisem în versetul 4, erau întristați din pricina aceasta, dar și unii lăsau vorbe. A trecut Domnul și noi am rămas. A venit răpirea, a fost răpirea. Că-s două evenimente distincte. E mai întâi răpirea și apoi vine ziua Domnului, ziua aia. Și Pavel vine și face o precizare.
În mintea lui Pavel și ce-o primit el de la Domnul era că ziua Domnului, strângerea noastră la oaltă cu Domnul, venirea Domnului nostru Iisus Hristos este un singur eveniment, nu două, nu trei, un singur eveniment. El spune încă o dată, cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului, adică ziua Domnului, ziua când vine și Domnul Hristos, ar fi și venit chiar. Și ce nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit de pădarea de credință și de a se descoperi omul fără de lege, fiul pierzării. Nu va veni înainte de asta. Ba încă în versetul, citim de la versetul 6, din capitolul 1, este și mai lămurit momentul revenirii Domnului Iisus Hristos ca să izbăvească biserica din Tesalonic. Ce ziceți? Biserica din Tesalonic era mireasa Domnului sau nu? Sau erau evrei și ăștia? Era mireasa Domnului? Păi era o biserică. Spune aici, fiindcă Dumnezeu găsește că este drept, să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea odihnă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă, că și Pavel avea nevoie de odihnă. Zice el, să vă dea vouă, tesalonicenilor, odihnă. Voi, fraților, care acum treceți prin necaz, Domnul va da odihnă. Dar întrebare, analiză didactică și pedagogică pe text, nu știu în engleză, că v-aș spune în engleză la tineri, când va da Domnul odihnă? Când? Întrebarea corectă, nu? Pavel zice, vă va da odihnă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă, dar când? Și aici urmează aceste cuvinte, la descoperirea Domnului Iisus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu ascultă pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Atunci va veni Domnul să ne dea odihnă. Când va veni în slavă cu îngerii puterii Lui într-o flacără de foc ca să vă dea odihnă, să ne dea odihnă, să ne ieie din lumea aceasta, dar și să pedepsească. Și cu asta am mai spus ceva, Domnul Hristos vine în slavă, vine pe nori, dar nu vine singur. Vine cu sfinții îngeri. În pilda neghinei, semănată în țarină, o spune ucenicilor, o spune mulțimilor, Domnul Hristos îi ia după aia deoparte, ei l-au rugat să le trucuiască pilda aceasta, n-au priceput-o nici ei, și el definește termenii, spune acolo, vrăjmașul acela care a semănat neghina este diavolul. Secerișul, ce este? Sfârșitul veacului. Secerătorii sunt îngerii. Pe cine va strânge în ziua secerișului la sfârșitul veacului? În textul acesta de astăzi ni se spune, în versetul 31, el va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare. Adică sfârșitul veacului îi secerișul. Adică în ziua Domnului se strâng rodurile acasă. Atunci se strânge grâul în grânar. Atunci pleava e aruncată în foc. În ziua aceea când vine Domnul Hristos cu toți sfinții și foarte mulți ignoră acest cuvânt scris în Biblie, în Evanghelia după Matei, în capitolul 25, începând cu versetul 31, când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri. Ăsta e evenimentul așteptat de credincioși, de biserică, de sfinți. Ziua când vine Domnul Hristos în slavă, în glorie, la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui. Aici spune, în slava sa cu toți sfinții îngeri și va ședea pe scaunul domnia slavei sale. Frații mei, Domnul Hristos nu va veni în secret, va veni vizibil, pe nori. Va veni cu toți sfinții îngeri. Va face câteva lucruri când va veni. Apostolul Petru, Apostolul Pavel ne deslușește taina aceasta. În 1 Corinteni, în capitolul
15 cu versetul 51 îi spune, iată vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Spune Apostolul Pavel că va fi un eveniment, va suna o trâmbiță, el o spune și în Tesaloniceni, un cuvânt de fapt bine cunoscut, când Domnul Hristos însuși va coborî din cer, spune aici, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glas, cu un aranghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu El în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și ce vom face? Vom fi totdeauna cu Domnul. Mărit să fie Domnul Iisus. Evenimentul acesta se va întâmpla la cea din urmă trâmbiță. La cea din urmă trâmbiță. Dar care e cea din urmă trâmbiță? Unde găsim despre trâmbițe, referințe în Biblie? În cartea Apocalipsei ni se vorbește despre șapte trâmbițe. Despre șapte peceți, șapte trâmbițe, șapte potire. Sigur, o să zică cineva, poate ai o interpretare personală, frate Bala. Eu cred că cele șapte peceți nu sunt șapte judecăți. Sau nu-i judecata peceților. Eu cred că acolo este vorba despre cartea aceea care a fost adusă, care o avea în mână cel ce stătea pe tron și pe care nimeni nu putea deschide și nimeni nu putea să se uite în ea. Eu cred că cartea aceea era planul lui Dumnezeu de mântuire, planul lui Dumnezeu pe care îl făcuse în sine însuși și în care era inclusă și scrisă toată istoria Pământului. Și nu numai Pământului, ci a Universului. Și sub fiecare pecet era o stare de lucruri. Faptul că această carte era pecetuită era dovada că acele lucruri îs de neschimbat înaintea lui Dumnezeu. Cineva întreba odată la o școală duminicală, nu s-ar putea ca Dumnezeu să-și schimbe hotărârea cu privire la pământul acesta și să nu mai ardă? De vreme ce va fi un moment de reabilitare, va fi 1000 de ani aici pe pământ, scrie în Apocalipsa că cei care El i-au făcut, i-au răscumpărat, ai făcut din ei, ai răscumpărat cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice noroc și de orice neam, ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeu nostru și ei vor împărăți pe pământ și sigur există acea 1000 de ani aici pe pământ, dacă totuși asta se va fi, nu se poate ca Dumnezeu să-și anuleze decretul de a mai face un alt pământ, să-l ardă pe ăsta. Și eu înțeleg că în acea carte pecetuită cu șapte peceți, tocmai de aceea e pecetuită că lucrurile nu se mai pot schimba. Hotărârea lui Dumnezeu rămâne neschimbată. Ca și cartea vieții. Cartea vieții. În care nu umblă cineva cum vrea acolo. Adaugă și șterge. Scrie înainte de întemeierea lumii, au fost scrise acolo și unii zic nu că poate să scrie și acum Dumnezeu. Și să șteargă. Adică El care îi atot știința, care cunoaște viitorul, l-a scris în cartea vieții și îl șterge, știu eu, în anul 2017. Nu cred așa. Dar spune aici, cartea aceea nu a putut să uite nimeni în ea. Totuși a fost cineva care s-a uitat în ea. A fost Domnul Iisus Hristos. Atunci când spune Biblia că Ioan a plâns mult că nu s-a găsit nimeni vrednic, unul din bătrânii a zis, nu plânge, iată că leul din rădăcina lui David, seminția lui Iuda, a biruit ca să deschidă cartea și cele șapte peceți ale ei. Și eu cred că Domnul Hristos a mers acolo în cer după ce a fost junghiat, de fapt scrie așa, și numai după aia s-a uitat în carte, după ce a împlinit toată voia lui Dumnezeu. Biblia spune că El a primit un nume mai presus decât tovarășii lui de slujbă. Nu în virtutea faptului că a fost fiul, a moștenit dreptul de la Dumnezeu de a duce planul lui Dumnezeu până la capăt, până la bun sfârșit, ci pentru că a făcut o lucrare pe care nu putea să o facă niciun serafim din cer, niciun ararangel, niciun heruvim. Numai El, Fiul, a putut să împlinească toată voia lui Dumnezeu.
Numai El a putut să moară și să răscumpere pentru Dumnezeu cu sângele Lui oameni din orice seminție, din orice neam. Și zice, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupe cețile. Dar până când nu a venit pe pământ, nu s-a uitat în carte. Dar după ce a fost pe pământ, după ce și-a împlinit lucrarea, a avut dreptul acesta să meargă să iei cartea, să-i rupe pe cețile, să se uite în ea. Și a primit de la Dumnezeu dreptul să-și ducă planul la îndeplinire până la capăt. Și l-a dus. Și când îl va definitiva, va preda din nou în mâna lui Dumnezeu toate lucrurile. Cartea aceasta înțeleg că sunt stările de lucruri pe care Dumnezeu le-a știut dinainte, le-a programat dinainte, le-a hotărât dinainte, le-a scris într-o carte, nu sunt judecăți. De exemplu, la pecetea a cincea, ni se vorbește despre martirii. Numai despre ei. Despre sufletele care stăteau sub altar și care ziceau până când, Stăpâne, Doamne, Tu care ești drept, zăbovești să vii și să judeci sângele nostru, să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Deci, dar aici ni se vorbește și despre șapte trâmbițe, șapte potire, nu vreau să întind foarte mult, timpul trece, și vă spuneam la sunetul, dacă cele șapte peceți, evenimente care scrise și pecetuite să nu se poată schimba, sunetul de trâmbiță vestește împlinirea unui eveniment care erau scrise acolo în carte. Mă duc la al șaptelea, pentru că vorbim despre venirea Domnului. Pavel a zis, la cea din urmă trâmbiță. Care e cea din urmă trâmbiță? Trâmbița șaptea. Și întâmpit îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță. Și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau, împărăția lumii a trecut în mâinile Dumnezeului nostru și ale Hristosului Său și El va împărăți în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu, pe scaunele lor de domnie s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis, îți mulțumim, Doamne Dumnezeule Atotputernice, care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. Așa cum îi spune Pavel la Tesaloniceni, voi sunteți întristați, sunteți chinuiți, treceți prin necazuri și cine le produceau acele necazuri? Nu mirele care își bătea mireasa, ci neamurile care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, care nu-L ascultau pe Dumnezeu, neamurile care erau împotriva rânduierii lui Dumnezeu, îi persecutau pe sfinți. Și asta a fost valabil în toată istoria. Spune prorocul Daniel și acolo, și nu-i timp să mergi pe toate canalele, sfinții vor fi dați în mâinile acelui om al fără de lege, o vreme, două vreme și jumătatea unei vremi. De ce au fost dați în mâinile lor? De ce? Pentru că vă spuneam, Dumnezeu desăvârșește pe oameni și prin suferință și poate că necazurile acelea, mulți oameni se apropie de Dumnezeu, dar Dumnezeu intervine în necazul acesta pe care îl fac neamurile sfinților și îi izbăvește. Spune, neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. Adică constatăm de aici că e vorba despre două mânii și sunt multe texte în Scriptură. O venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Același înțeles ca în Tesaloniceni, unde v-am citit că Domnul Hristos va veni împreună cu toți sfinții într-o flacără de foc ca să dea o dignă și să pedepsească. Timpul meu se gata. Recapitulăm câteva lucruri. Va veni Domnul Hristos în slavă, va veni împreună cu toți sfinții, va veni pe nori, va face câteva lucruri. Vor învia morții. Cei care vor fi rămași în viață vor fi transformați la o clipeară din ochi, îl vor întâmpina pe Domnul. Împreună cu toți sfinții, Domnul va veni pe pământ. În primul rând va veni pe pământ și va instaura împărăția Lui de 1000 de ani aici pe pământ. Va judeca neamurile care nu sunt implicate în răzvrătire împotriva Lui. Va restaura Israelul ca împărăție davidică. Îl va despresura de toți vrăjmașii care vor fi în jurul lor la vremea când El va veni. Și atunci evreii aceștia, care nu au făcut parte din biserică, foarte mulți fac parte din biserică,
care vor fi găsiți atunci în viață, îl vor privi pe Domnul Hristos și vor privi semnele de la mâini și vor zice, de unde ai aceste semne? Și El le va spune, în casa celor ce mă iubeau le-am primit. Și Biblia spune că va străluci de slavă în fața tuturor bătrânilor lui Israel. Aceste lucruri le va face Domnul Hristos când va veni, într-o singură venire, într-o singură apariție, într-o singură coborâre din cer cu îngerii puterii Lui. Toate aceste lucruri. Acum vă îndemn cu multă smerenie, cercetați în Biblie. Biblia se traduce prin ea însăși. O să găsiți explicații la toate lucrurile. Mie mi-ar fi trebuit poate vreo 3-4 predici să iau mai pândelete, să vorbesc mai rar, să dezvolt subiecte paralele. Dar am dat așa bisericii un cuvânt de avertisment. Noi n-așteptăm să fim răpiți în secret. Asta ne-ar face să fim total nepregătiți pe mulți dintre noi. Noi așteptăm să se întâmple evenimente care să ne facă să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și să ne ridicăm privirea în sus și să chiar să dorim izbăvirea. Dacă întreb pe creștinii, mai ales cei care trăiesc în țările astea moderne, măi, nu vrei să fii izbăvit? De la ce? Păi el zice, el nu știe în ce problemă. Tinerii noștri, de asta nu înțeleg multe. Ce izbăvire, ce lacrimi, n-am plâns niciodată. Nici părinții nu mă bat în țara asta. Am tot ce-mi trebuie, la 11 ani am avut celular, computer în cameră, mașină la 16 ani, o conduc singur. Ce izbăvire! Dar când se vor întâmpla aceste evenimente și va fi strâmtorare pe pământ și inclusiv biserica va trebui să plătească un preț, atunci vor înțelege cuvântul izbăvire și vor zice și ei ca toată biserica, cum scrie în cartea Apocalipsei, vino Doamne Iisuse! Vino! Aleluia! Și atunci vine. Domnul să ne ajute să înțelegem cuvântul lui Sfânt. Amin.